Corvinul Hunedoara s-a întors acasă cu un punct din prima deplasare a noului sezon din Liga Secundă. A fost 0-0 la Dumbrăvița, la capătul unui duel disputat pe o suprafață de joc aproape impracticabilă, dar în care corviniștii au avut cel puțin 3 ocazii imense de a obține victoria. Suprafața de joc n-a fost cele mai bune, dar am zis-o și înainte de meci și noi și ei am jucat pe aceeași suprafață. Bucurător e faptul că nu am primit gol. A doua repriză mi se pare că am intrat mult mai bine în joc, ne-am creat câteva situații bune și acum pe final, fazele fixe n-a fost cea mai bună zi a noastră, deși știam că putem să fructificăm aceste faze fixe și pe un teren ca acesta puteai să obții victoria, dar pe ansamblu sunt mulțumit de punctul obținut. Toți jucătorii, dar chiar toți jucătorii au dat tot. Tot ce au putut astăzi din punct de vedere fizic, de la prima fază a meciului până la ultima fază a meciului. Cred că ei au avut câteva situații mai clare decât noi, mai ales pe finalul meciului, dar din punctul nostru de vedere, mai din punctul lor de vedere, normal că ei probabil ar fi vrut să câștige sau zic că meritau să câștige pe final cu situațiile care le-au avut. Dar din punctul nostru de vedere ar fi fost păcat pentru că am muncit foarte mult și să iei un gol în ultimele minute pe niște mingi aruncate la careu ar fi fost păcat pentru noi și probabil că și moralul nostru ar fi fost afectat după un meci în care încă o dată am dat tot ce am muncit din minutul 1 până la ultima fază a meciului. Ultimele 20 de minute au aparținut în totalitate corbilor, care au ratat însă câteva ocazii de gol. Miercuri, corbii albaștri revin pe teren la Petroșani, de data aceasta pentru confruntarea din cupă cu Jiul. Duelul din turul 3 al competiției începe la ora 17:30.